Sfârșit tragic pentru un bărbat din Sălaj. Bărbatul în vârstă de 67 de ani, dintr-o localitate sălăjană, a murit strivit de tractor în timp ce se afla la muncile câmpului. Acesta și-a găsit sfârșitul după ce a căzut din remorca utilajului. Incidentul în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața s-a petrecut pe un câmp din localitatea Cosniciu de Jos. Bărbatul, ajutat de o altă persoană, aduna baloții de paie de pe câmp. După ce au încărcat remorca, omul în vârstă de 67 de ani s-a urcat în remorca tractorului. La un moment dat, bărbatul a alunecat de pe încărcătură și a căzut între cuplul tractor-remorcă. Acesta și-a pierdut viața după ce a fost strivit de roata tractorului. Șoferul, care era și proprietarul utilajului, s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.